Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat că dacă PNL iese de la guvernare, va merge la președintele Klaus Iohannis să-și depună mandatul. De la eșecul în a lua o decizie privind comasarea alegerilor, cei de la PSD vin și declară că mai bine ar fi fost să nu intre la guvernare. Eu cred că, cel puțin eu și colegii mei din Partidul Social Democrat, am arătat că avem prioritatea noastră în România. Cel mai bine pentru mine și colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare și să nu facem această coaliție. În acest moment, cred că ori am fi avut alegeri anticipate, fiindcă eram în pragul unei crize sociale, și vă amintiți lucrul ăsta foarte bine, ori Partidul Social Democrat ar fi avut cu cincii în față la alegeri. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliție să se retragă de la guvernare, în acel moment, domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024. Președintele Senatului Nicolae Ciucă vine cu o replică dură pentru premierul României și declară că s-a săturat de discursuri politice. În contextul acestor zile, săturat de discurs politic, să nu uităm că suntem aici pentru oameni, nu pentru noi și nu pentru funcții. Să ne amintim că le-am promis românilor. Nu am promis nimănui conflicte, nu asta e menirea noastră aici. Ne așteaptă încă multă muncă în următorii ani. Avem oportunitatea să aducem mai mulți bani europeni, să îmbunătățim sistemul de sănătate, să creștem veniturile tuturor și să dezvoltăm comunitățile. Asta e promisiunea noastră și este jurământul pe care l-am făcut românilor, a transmis Nicolae Ciucă pe rețelele de socializare. Între PSD și PNL s-au creat tensiuni mari în plin an electoral.